Pe dealul Patriarhiei, unii se roagă la racla sfântă pentru sănătate sau liniște în casă, alții se roagă printre credincioși pentru profit. Cercetătorii de carieră au împânzit dealul Patriarhiei și ca să aibă un profit mai mare, își trimit la înaintare copiii. Polițiștii locali încearcă să-i țină departe de credincioși, dar au mâinile legate. Nu pot decât să le dea amenzi pe care cercetătorii oricum nu le plătesc. Soluția ar fi ca oamenii să nu le mai dea bani, dar când văd un copil murdar cu mâna întinsă, cei mai mulți umblă la portofel. De ce-i duceți la cer? E problema dumneavoastră? Nu vă e milă de ea? E problema. I-ați făcut ca să cerșați? Stați, doamnă, liniștită. Mișnuiți să veniți des la moaște, așa prin țară, vă duceți? Am mai venit, da, am fost aici, am fost și la Iași, la Covioasa Paraschivă. Ca să cerșească, nu recunosc și devin agresivi atunci când sunt întrebați de ce se plimbă printre credincioși, dar scopul lor este unul destul de clar atunci când pleacă în pelerinaj. De unde sunteți venită? Suntem la Onești. De la Onești? Copiii sunteți dumneavoastră toți? Da. Păi și ați venit să cerșiți aici? Poftim, m-am stat la rând aici. Am stat la rând. M-au prins polițiștii de la locală că ați trimis copiii la cerșit. Nu, n-am trimis copiii la cerșit. Recunoaște însă că a adunat ceva bani de când a ajuns pe dealul Patriarhiei. Câți bani ați făcut zilele astea? De când sunteți venită? De... A, dimineață. De marți? Da, dimineață, da. Câți bani ați făcut până acum? Nu știu. N-ați făcut o socoteală? Nu. Din nefericire a descoperit în această perioadă de pelerinaj mulți cerșetori au venit pe dealul Patriarhiei pentru a obține bani folosindu-și copiii. Am descoperit doar în primele două zile peste 20 de micuți între câteva luni și cea mai mare era de 9 ani, toți puși de părinți sau de rude să cerșească. Copiii se strecoară cu mâna întinsă printre miile de pelerini care stau răbdători la coadă. Numai azi noapte, peste 1000 de credincioși au așteptat în frig ca să atingă racla sfântă. De câte ore stați la coadă? De la 5 și 10. Mai bine de 10 ore. Mai bine de 10 ore, dar ce să facem? Stăm pentru copii, pentru noi, pentru sănătate. De când a început pelerinajul, voluntarii de la Crucea Roșie au împărțit 3000 de litri de ceai credincioșilor, iar aproape 650 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale. Principalele cauze au fost lipotimiile, tratamentul neluat la timp, persoane cu stare de amețeală și cu tensiune ridicată. Credincioșii se mai pot închina la racla cu moaștele Sfântului Dumitru până mâine dimineață.